putem să vedea ca și biserică, dacă putem să și afișăm, începând cu versetul 22, o să citim cuvântul Domnului și când veți auzi numele copilașului biserica să încuvințeze cu amin, frate, dacă vrei de rog să vii, să iei și copilașul în brațe și să citim cuvântul Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Zac, Ezechiel, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Zac, Ezechiel, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Zac, Ezechiel, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Zac, Ezechiel, amin. Așa să binecuvântați, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. În această dimineață, Doamne, mi-am dat, Doamne, pe Iisusul Zac, Doamne. O, Doamne, părinții lui l-au dat binecuvântare, Doamne, pentru că noi cu toții credem, Doamne, că Tu ești cel ce dai binecuvântare, Doamne. De aceea, Doamne, în această dimineață, cu numele Tău, Doamne, Dumnezeu mare, peste Zac, peste Doamne, îi te rog să-L binecuvinteze. Binecuvintează, Doamne, sufletul, binecuvintează trupul, Doamne. Ființa lui dragă să fie binecuvântată cu creștere sănătoasă, armonioasă, cu creștere normală, Doamne. O, Doamne, trupușorul dacă se zboară normal și armonios, Doamne. Mă rog, Doamne, Dumnezeule, să-L binecuvinteze, Doamne, cu sănătate, Doamne, cu putere, Doamne. Ajută să crească mare, Doamne. O, Doamne, Dumnezeule, binecuvântează, Doamne, cu integritate, Doamne. O, Doamne, creșterea lui, Doamne, și o, Doamne, dezvoltarea lui, Doamne, mentală, psihică, Doamne, Dumnezeule, să fie sănătos, Doamne. O, Doamne, Dumnezeule, să poată să învețe și va fi la școală, Doamne, Dumnezeule, din principiu, din cunoască pe tine ca și Domn, ca și Rugător, ca și Stăpân. Doamne, Dumnezeule, să te slujească pe tine, Doamne, să fie credincios, Doamne, părăsește-l de accidente, părăsește-l de nenorociri, Doamne, părăsește-l de oameni răi, de duhurile, Doamne, Dumnezeule. O, Doamne, lasă, Doamne, îngerii tăi să te păzească, să te păzească, Doamne. Mă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, binecuvântă, Doamne, când va pleca din ochii înaintea Ta, Doamne. Amin. Lasă-ți pe tine, Doamne, ca să ceară ajutor, Doamne, ascultă și răspunde din cerul Tău pe anul, Doamne. Doamne, Dumnezeule, binecuvântă-i viața lui, Doamne. Doamne, Tu va fi la rătuși de drumul, Doamne, Dumnezeule. Să le rădește, Doamne, ca să știi, Doamne, care pe care trebuie să meargă, deciziile pe care trebuie să le ia, Doamne, Dumnezeule. Mă rog, Doamne, peste Zac, să fie binecuvântarea Ta, Doamne. Amin. Să fie o binecuvântare în casă, Doamne. Să fie o binecuvântare în societate, în biserica Ta. Doamne, Dumnezeule, te rog, pune-ți mâna Ta și brațul Tău peste El, Doamne, Dumnezeule, ca să fie binecuvântat, Doamne. Doamne, binecuvântează, Doamne, familia de care L-ai pus, Doamne, care L-ai ajutat, Doamne, pe sora Emma. Doamne, binecuvântează cu înțelepciune, cu putere, cu pace, Doamne. Cu sănătate, Doamne Dumnezeule, ca și mamă, ca și soție, Doamne Dumnezeule. Dă-i răbdare, Doamne Dumnezeule, cu fiecare care să știe cum să crească, Doamne, acest băiețaș. Doamne, mă rog, binecuvântează și pe fratele Andrei, Doamne. Doamne, să fie un om credincios, fie, Doamne, să fie un preot în casă, Doamne. Dă-i înțelepciune ca și tată, ca și soț, Doamne. Dă-i înțelepciune de sus, Doamne, să știe cum să trăiască, să știe cum să se comporte, Doamne. În viața lui să fie, Doamne, echilibru, Doamne, Dumnezeule. O, Doamne, mă rog, binecuvântează-L pe Zac, binecuvântează familia aceasta. Noi ne-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim. Că-s mai mult decât ne-am spus să spunem, să-ți cere, Doamne, cu vei lucra. A Ta să fie slava și cinsta și gloria în veci de veci. Amin.